Domnilor și domnilor, bună seara! Vă spunem bun venit la o seară în parc absolut specială pe care o petrecem împreună în inima Chișinăului, în inima Moldovei, alături de familie, alături de prieteni și alături de mari artiști care vor evolua în această seară alături de dumneavoastră. Din 2018, proiectul O Seară în Parc demonstrează că nu există limite pentru muzică. An de an, în ciuda provocărilor, evenimentul s-a bucurat de interesul și de aprecierea publicului. Astăzi avem un motiv în plus de mândrie și de sărbătoare, pentru că acest concert, O Seară în Parc, ajunge la a cincea ediție. În aplauzele dumneavoastră! Iar noi vă garantăm că această seară va fi una spectaculoasă, iar emoțiile acestei seri vor rămâne pentru mult, mult timp în inimile dumneavoastră. O Seară în Parc este mai mult decât un concert, este un proiect de suflet apărut din dorința de a aduce muzica într-un cadru al naturii, de a uni iubitorii de frumos și de a-i delecta cu alt fel de muzică simfonică, combinată cu pop, rock și folk. Evenimentul O Seară în Parc este organizat de compania iTicket. În aplauzele dumneavoastră! Parteneri generali Mastercard și MAIB. Parteneri Primăria Municipiului Chișinău și Castel Mimi. În aplauzele dumneavoastră! Partener media general Prime. Partener media Kiss FM. Doamnelor și domnilor, pentru că tot am vorbit despre parteneri, avem deosebită plăcere să-l invităm aici în fața dumneavoastră pe primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban. Bună seara, Alex! Bună seara, dragi locuitori ai capitalei, oaspiți ai capitalei și toată lumea asta nobilă pe care vă invit să o salutăm cu mare drag. Noi suntem gazda acestui teatru și, cum a zis colegul de platou, suntem și parteneri în organizarea acestui eveniment deja mai mulți ani și vrem să vă simțiți bine aici, acasă, la Chișinău. Și vrem ca Teatrul de Vară, asta este prima etapă de reabilitare, ca să știți, mai urmează să facem aici multe investiții, dar e prima după 1957. Să vă simțiți bine acasă aici, în parc. Mulțumim pentru gândurile dumneavoastră și pentru susținerea în cadrul acestui proiect. Așadar, în această seară la Teatrul Verde ne așteaptă un show muzical grandios, susținut de artiști admirați în întreaga lume. Pentru prima dată pe aceeași scenă se află 250 de voci adunate din corurile din întreaga țară, care vor crea momente scenice de excepție pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aplauze speciale pentru iscusiții instrumentiști ai orchestrei Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieș, în frunte cu maestrul Dumitru Cârciumaru.
Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. Artistul care va evolua în continuare pe scenă vine dintr-o familie de muzicieni. Cântă de când se ține minte și nu a regretat nici când că a ales drumul muzicii. Este interpret și compozitor de muzică populară și clasică. Alături de fratele său, conduce cu mare succes orchestra ce le poartă numele. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Vitalie Advahov!
Vitalie Advahov, alături de Orchestra Teatrului Național de Opere și Balet Maria Bieșu, condusă de Dumitru Cârciumaru. La cea de-a cincea ediție a concertului O Seară în Parc, putem declara cu toată încrederea că scopul acestui proiect a fost atins. Este vorba despre scopul de a aduce evenimentele selecte și muzica simfonică, într-o altă formă, mai aproape de public și astfel încât aceasta să poată cuceri cât mai multe inimi. Am reușit să ajungem aici împreună, doar datorită dumneavoastră și aș vrea să vă aplaudați și pe dumneavoastră cu această ocazie. Vă mulțumim mult! Cei care ați primit cu încântare acest nou proiect, l-ați apreciat și l-ați susținut. Datorită dumneavoastră suntem astăzi la a cincea ediție a proiectului O Seară în Parc. De lungul timpului, în cadrul acestui proiect au răsunat voci consacrate, dar și tinere talente, pentru că un alt scop al acestui proiect este să promoveze vocile remarcabile din Republica Moldova și nu numai. O voce deosebită ce cucerește publicul din țară și de peste hotare la fiecare apariție este tenorul Dumitru Mâțu. S-a făcut remarcat prin maestria interpretării la importante concursuri internaționale care au deschis noi perspective în lumea muzicală. A fost deja distins cu titlul de artist emerit. Este solist al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, membru al formației Brio Sonores și reușește în paralel să își construiască și o carieră solo de succes, fiind implicat în foarte multe proiecte. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, extraordinarul Dumitru Mâțu! Thank you.
Următorul artist ce va urca pe scenă este îndrăgostit de nai. Cu acest instrument a devenit celebru în întreaga lume. Este artist al poporului, fiind îndrăgit de generații întregi. De ceva vreme experimentează tot mai mult cântând la nai în diferite combinații muzicale neașteptate pentru public, dar care se bucură de mult succes. Cu siguranță că ne va încânta și astăzi, căci ne vom delecta cu două hituri internaționale cântate la nai, într-o manieră total diferită. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, maestrul Constantin Moscovici! Thank you.
Constantin Moscovici, alături de Corul Mixt și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, condusă de Dumitru Cârciumaru. În această seară, alături de noi este tenorul din România ce a ajuns să cânte pe marile scene ale lumii, Deutsche Oper Berlin, Teatro Verdi Trieste, Opera din Montreal și Suntory Hall din Tokyo, dar și multe altele. Și-a urmat visul de a deveni artist, fiind însoțit de talent, determinare, muncă, dar și de dragoste de artă și frumos. În aplauzele dumneavoastră, Mihai Bogdan! Canti che ascoltato già, desideri che attraverso i secoli ha solcato il cielo per raggiungerti, porto te poeti che non scrivono e che il loro seno spesso perdono, tua con gli sospiri. Bogdan cu o interpretare de excepție la O seară în parc.
Anul 2023 este unul absolut special pentru compania iTicket, organizatorul acestui eveniment. Este vorba despre faptul că în 2023 compania a împlinit 10 ani de la fondare. În acest timp, iTicket a devenit lider în vânzarea biletelor la evenimentele din Republica Moldova. Totodată, compania reușește să organizeze cele mai numeroase și diverse evenimente din țară. Concerte simfonice, pop, festivaluri cu diferite tematici, prin care promovează atât arta cât și divertismentul. Un pas foarte important la aniversarea de 10 ani este lansarea companiei în România, acolo unde are planuri mărețe. Unele dintre evenimentele care sunt organizate în Republica Moldova au trecut sau urmează să treacă prutul. Și cu siguranță că urmează și multe, multe proiecte interesante în România. Continuăm această seară alături de un talentat violonist stabilit în Marea Britanie, cu bogată activitate artistică. Pe lângă faptul că este un instrumentist virtuos, se isprăvește de minune și în calitate de concert maestru al Orchestrei Filarmonicii Țărilor de Jos. Nu merge nicăieri fără vioară și are un vis, să revină acasă, căci crede că aici este cel mai bine. Deocamdată se întoarce la locul de baștină pentru evenimente. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Ionel Manciu!
Thank you.
Ionel Manciu și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. În continuare vom avea bucuria de a ne lăsa cuceriți de una dintre cele mai fermecătoare voci din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, cu siguranță, fapt confirmat de numeroasele premii obținute în străinătate și evoluția pe mari scene ale lumii, Viena, Berlin, Paris. Și-a făcut studiile la Chișinău, iar apoi a mers la București. Viața ei s-a schimbat însă în 2011, odată cu participarea la concursul BBC Cardiff Singer of the World. De atunci, Valentina Nafornița a devenit celebră în întreaga lume pentru timbrul vocal deosebit, fiind ulterior angajată a Operei de Stat din Viena. A urmat multe colaborări cu prestigioase teatre lirice europene, precum Teatro alla Scala din Milano sau Opera de Stat din Berlin. Doamnelor și domnilor, astăzi cântă acasă, la Chișinău, o voce de aur a Operei Naționale, o voce de aur a Operei Internaționale. În aplauzele dumneavoastră, Valentina Nafornița! Thank you.
tău iubit, plin de mângâieri, dulce mi-a lucit până ieri, oare te pierdu? Valentina Naforniță. Atât de iubită și de așteptată acasă.
Revine în aplauzele dumneavoastră Dumitru Mâțu. No puede ser esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar como una luz singular he visto que esa mujer es una desventura. Ne putem declara norocoși că avem astăzi pe scena O Seară în Parc atât de multe talente remarcabile. O artistă desăvârșită urmează să evolueze în continuare în fața dumneavoastră. Soprana Mariana Bulicanu dăruiește o parte din sufletul ei atunci când se află în fața publicului. Acesta este scopul, de fapt, actului artistic. Cântă de fiecare dată ca ultima oară, oferind orice urmă de emoție spectatorului. Soprana consideră că relația cu opera nu e dragoste la prima vedere, dar odată ce te-ai îndrăgostit, e dragoste pe viață. Îndrumată de această dragoste, a ajuns să cânte pe importante scene, Filarmonica Regală din Amsterdam, Filarmonica din Rotterdam, Opera Zürich, pe tot bucurându-se de apreciere și aplauze furtunoase. În prezent este soprană la Opera Română Craiova, dar rămâne cu mare drag pe scena de acasă. Să o întâmpinăm cu aplauze. Mariana Bulicanu! Thank you.
Mariana Vulicanu, corul mixt și orchestra Teatrului Național de Opere și Balet Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. Cântătoarea Mariana Vulicanu cu o superbă interpretare, Apostolii Dragostei, opere semnate de marele compozitor Eugen Doga.
Urmează o lucrare muzicală emblematică semnată de Giuseppe Verdi, Nabucco va pensiero. Marele compozitor italian a declarat că anume aceasta este opera cu care începe cu adevărat cariera sa artistică. Operă născută sub o stea norocoasă. Thank you.
Nabucco va pensiero, într-o interpretare extraordinară a corului mic și a orchestrei Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. Un moment special urmează pe scena O seară în parc, o minunată simbioză a vocilor. În aplauzele dumneavoastră, Dumitru Mâțu și Valentina Neaforniță. Regimul pardon, mă ajut.
disse prima no, Valentina Naforniță și Dumitru Mâțu într-un duet magnific! Doamnelor și domnilor, această ediție O seară în parc vine cu o premieră, așa cum v-ați dat seama deja. Adună pe aceeași scenă 250 de voci din corurile din Republica Moldova. Alături de noi este astăzi corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Oleg Constantinov. Capela Corală Academică Doina, dirijor Ilona Stepan. În aplauzele dumneavoastră. Corala Gloria, dirijor Valeria Diaconu, în aplauzele dumneavoastră. Corul feminin Art Vox, dirijor Ștefan Macovei.
corul Alexei Stârcea, dirijor Viola Julea. Corul Lia Ciocârlia, dirijor Luminița Istrati. În aplauzele dumneavoastră. Corul de copii al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Alexandru Vinocurov. Corul Belcanto, dirijor Ludmila Samarin. De asemenea, corul cantabile, dirijor Elena Marian, în aplauzele dumneavoastră. Să aplaudăm împreună și să îi admirăm în continuare cu lucrări muzicale care au parte pentru prima dată de o astfel de interpretare, aici, la O Seară în Parc. Aplauze pentru corul mix de astăzi! Thank you.
corul mixt și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. De excepție ale corului mixt și orchestrei Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, condusă de Dumitru Cârciumaru. Cel care este responsabil de magia de pe scenă, având o mare contribuție și nu doar artistică la organizarea evenimentelor O Seară în Parc, face parte din acest proiect încă de la prima ediție, fiind mereu pregătit pentru provocări și dornic de a uimi și încânta publicul. Este dirijor la Opera Română Craiova, dar revine mereu cu mare drag acasă pentru proiectele inedite în care este implicat, cu muncă, determinare și pasiune. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru maestrul Dumitru Cârciumaru!
Această seară aduce atât de multe momente unice pentru toți iubitorii de frumos. Avem parte de combinații muzicale impresionante. Una dintre ele urmează chiar acum. Revine în aplauzele dumneavoastră Bogdan Mihai. Și își sărbătorește ziua de naștere mai frumos la alături de publicul de la Chișinău. Să-i spunem la mulți ani prin aplauzele noastre!
Mulțumesc din suflet! La mulți ani, Mihai Bogdan! Urmează un duet pe scena O seară în parc, în aplauzele dumneavoastră. Adagio, Bogdan Mihai și Mariana Bulicanu. Il sole mi sembra spento.
superb, Mariana Bulicanu și Bogdan Mihai pe scena O seară în parc. În continuare vom avea parte de o interpretare extraordinară a minunatei Valentina Naforniță. Ich weiß es selber nicht, warum man gleich von Liebe spricht. Wenn man in meine Nähe, in meine Augen schaut und meine Hände küsst. Ich weiß es selber nicht, warum man von dem Zauber spricht. Doch er wieder steht, wenn er mich sieht. Meine Glieder sich schmiegsam.
fermecătoarea Valentina Naforniță pe scena de acasă la O seară în parc. În continuare ne vom delecta cu un alt duet, Bogdan Mihai și Dumitru Mâțu, în aplauzele dumneavoastră. Dumitru Mâțu, alături de Corul Mix și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Dirijor Dumitru Cârciumaru.
Doamnelor și domnilor, putem spune că am ajuns la momentul culminant al acestei seri. Un moment foarte așteptat de către toată lumea. Alături de noi este geniul muzicii care nu mai are nevoie de nicio prezentare. În locul lui vorbește opera sa universală. În aplauzele dumneavoastră, inegalabilul Eugen Doga! În continuare, vom delecta sufletele noastre cu una dintre cele mai frumoase melodii ale maestrului Eugen Doga. Gramofon, în aplauzele dumneavoastră! Eugen Doga, un nume cât o țară, un nume cât un univers.
Următoarea melodie a cucerit inimile din întreg mapamondul. Celebrul vals din filmul Dulcea și Tandra mea fiară, semnat de Eugen Doga. Omul secolului 20, Eugen Doga. Doamnelor și domnilor, să aplaudăm împreună protagoniștii acestei seri absolut magice. În aplauzele dumneavoastră, Eugen Doga, Valentina Naforniță, Mariana Bulicanu, Bogdan Mihai,
Constantin Moscovici, Ionel Manciu, Vitali Advahov, Dumitru Mâțu. Aplauze pentru cei care au creat această seară specială. Evenimentul O Seară în Parc este organizat de compania iTicket, partener general Mastercard și MAIB, parteneri Primăria Municipiului Chișinău și Castel Mimi, partener media general Prime, partener media Kiss FM, scenografie Iurie Matei, echipament tehnic DVV Show, înregistrare video OVH Studio. Să acordăm aplauze pentru echipa de creație. Aplauze speciale pentru corul mixt. Și pentru Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. Acestei seri, cea de-a cincea ediție O Seară în Parc. O seară extraordinară, alături de cei mai talentați artiști.
mândri că am făcut parte din acest proiect, mândri de dumneavoastră care ați venit într-un nume atât de mare la cea de-a cincea ediție a proiectului O Seară în Parc. Ne revedem la următoarea ediție a acestui minunat proiect O Seară în Parc și la următoarele evenimente organizate de compania iTicket. În aplauzele dumneavoastră! Dumitru Ițu, Valentina Naforniță, Mihai Bogdan, Mariana Bulicanu, Vitalie Advahov, Ionel Manciu, Dumitru Cârciumaru, dirijorul orchestrei Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu și corul mixt, aceste voci care au făcut o simbioză extraordinară în această seară. Vă mulțumim din suflet! Suntem siguri că emoția acestei seri va rămâne mult timp în inimile dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență și pentru admirația pe care o purtați marilor artiști ai neamului. Până la o nouă revedere, toate bune, alături de dumneavoastră au fost Veronica Oțel și Alex Luca. O seară minunată să aveți!